Altădată spații remarcabile, frecventate de lumea bună a micului Paris, Cinema Capitol, dar și grădina de vară Alhambra, au rămas, să știți, în ultimii ani doar o umbră a vieții interbelice bucureștene. Echipa Teatrului Independent Elisabeta din capitală își propune însă să readucă în circuitul public aceste monumente, astfel că în următoarea perioadă bucureștenii și nu numai vor putea merge la concerte, la piese de teatru sau la filme într-o clădire reabilitată, care păstrează arhitectura de odinioară. SIC era inaugurat în inima Bucureștiului, pe bulevardul Regina Elisabeta. Arhitectura în stil eclectic aducea o notă aparte clădirii impresionante. Sala unde altădată se vizionau filme era una înaltă, cu un rând de loji și cu peste 1000 de locuri. Pe 26 mai 1912, ziarul Rampa anunța deschiderea Cinema Clasic. Doi tineri artiști, Nicolae Grigorescu de la Teatrul Național și Mănescu, un distins sculptor, au avut inițiativa de a construi acest mare cinematograf-teatru. Se arată în acel articol de presă. De asemenea, prima premieră a avut loc aici în anul 1913. Este vorba despre un film publicitar, Culesul Viilor. 3 ani mai târziu se inaugurează și grădina de vară Alhambra, care ulterior devine grădina Capitol. În ultima perioadă însă clădirea a rămas în ruină. Acum aceasta se află sub administrarea RADEF, România Film, iar Asociația Culturală Teatrul Independent Elisabeta desfășoară un amplu proiect de reabilitare. Cinematograful Capitol își va păstra arhitectura aparte chiar și după renovare. Noi încercăm să refacem identic pe cât posibil, ok, adaptând la tehnologia acestor ani, această clădire și să îi redăm strălucirea pe care a avut-o. E o clădire în care proiectele sunt culturale, facem piese de teatru, avem piese de teatru printre spectatori, pe scenă, concerte, tot felul de vodeviluri. Un loc în care să poți să îți petreci seara liniștit alături de familie. Sala va avea o capacitate de 500-600 de locuri, iar scena va fi mărită, astfel încât să se poată juca și piese de teatru. Vor fi aduse și alte modificări, astfel încât publicul din loje să poată vedea actorii. Și grădina de vară Alhambra va deveni un spațiu de socializare cu spectacole și evenimente ieșite din tipar. Or să fie în jur de 200 și ceva de locuri, o zonă de VIP și una de pentru toată lumea, așa ca să zic. Noi încercăm să refacem ideea pe care au avut-o acum 100 de ani cei care au construit această grădină și cu zone de lojă, cum se spune, și cu zone pentru tot publicul. Grădina de vară se va deschide pentru public în următoarele luni. Regia autonomă RADEF România Film a trecut printr-o perioadă economică dificilă. În acest moment se află într-o perioadă de reorganizare, de ca direcție strategică pe care ne-am propus să o abordăm este repunerea în circuitul cultural a unor spații care, iată, din păcate, au ajuns într-o stare, n-am să mai spun, deplorabilă. Suntem foarte bucuroși că există parteneri pe piața aceasta dispuși să investească și să o facă chiar în activități cu caracter cultural. Valoarea investiției este de 1 milion de euro. Nu avem acești bani. Ne gândim să căutăm o soluție, să-i strângem din sponsorizări, din donații, din tot ce trebuie. Teatrul se va redeschide în luna octombrie a anului viitor, pentru ca următoarea stagiune să se poată desfășura aici.